Uniunea Europeană, în ultimii 2 ani de zile, a elaborat și a emis 3 mari regulamente cu privire la dezvoltarea și susținerea agriculturii ecologice la nivel Uniunii Europene și, totodată, recomandă pentru ca țările care deja au implementat legislația și sistemul de evaluare a conformității să se axeze pe aceste 3 regulamente mari. Asta e ce e 1305, 1306, 1307, prin care vreau zic că sunt redate grile speciale privind susținerea agriculturii ecologice în perioada de conversiune și susținerea, menținerea agriculturii ecologice pe parcursul producției în conformitate cu prevederile legislative. Aceste dau acces liber pentru ca țările care au aderat, sau membrii Uniunii Europene, care aderă astăzi spre Uniunea Europeană, adică să aibă acces la fondurile nerambursabile ale Uniunii Europene pentru susținerea, dezvoltarea și menținerea produselor sănătoase pentru un mod sănătos de viață.